Trebuie să lămurim și povestea asta cu extraterestrii. Da. Uh, a apărut de curând pe net, pe YouTube, un uh, amplu interviu sau mai mult un monolog, aș putea spune, a lui Snowden, care a lucrat pentru CIA și care, pe urmă, știi despre Am ce Și da, da, acum da. Stă, stă în uh, Rusia. Și care, mă rog, printre foarte multe chestii pe care le explica, el susțin sus și cred pe bună dreptate că a avut acces la, la, la tot soiul de uh, dosare care se presupune ar fi top secret pentru, pentru CIA. Și spunea că nu există nicio dovadă, dar absolut niciuna, și că zona 51 este o poveste de a dormi copiii. Nu există nicio dovadă a unei uh, existențe extraterestre. A zis ceva ce oamenii de știință știu oricum de mult timp, și sunt sigur că și cu privire la acest om o să apară conspirații. Știe totul, toate dosarele, dar nu lasă să spună asta, știi? Sunt sigur că o să apare și treaba asta, știi? Cu toate că el a copiat multe documente, a, a descărcat tot folderul, mai documente acolo, știi? Și are tot. Dar sigur o să apară și cu privire la el conspirații. E greu, e greu să ai extraterestrii care vin și ajung doar la Casa Albă sau la Kremlin sau nu știu. Ai văzut în filmele americanești, ai uh, asteroizi cu GPS care lovesc Pentagonul, lovesc... cum să lovești Pentagonul? E o clădire mică în comparație cu suprafața terestră. și nu cred că o să vină, ori să vină să vorbească cu americani. Nici nu știu ce să ai americani sau ce să alea grani sau ce să alea guverne probabil. Nu au de unde să știe. Extraterrestri nu pot veni la anumite coordonate geografice, pentru că astea sunt inventate de noi, cei care trăim pe pământ, pentru ei cine știe. Cine știe altă paradigmă, da. Da, cine știe. Deci nu, nu au cum să ajungă să uite, omul are costum, e șeful lor, știi? Oricine are costum, nu? Asta nu e o problemă. Deci, practic, este destul de greu să ajungă cineva la noi sau noi să ajungem în altă parte. Fie există foarte multe civilizații care sunt în starea asta, ca cum suntem și noi. Nu putem să mergem nicăieri. Suntem prizonieri pe pământ noi, practic. Mai ieșim puțin așa în spațiu cosmic, trei oameni pe an, știi, și ne întoarcem. Atât restul, miliarde de oameni, prizonieri pe planeta Pământ. Nu putem, nu avem tehnologie să zburăm. Când o să o avem, probabil că o să fie un salt mare și o să putem să facem multe lucruri deodată, să mergem rapid până la stele, pentru că tu ai plecat, dacă ai ajunge într-un milion de ani la Alfa Centauri, cea mai apropiată stea de noi, nu are sens, că oricum nu ajungi. Fie mergem toți și ajungem repede ca să vedem cu ochii noștri, fie nu mergem deloc. Și atunci când o să mergem foarte rapid printre stele, sună așa ca la vulcanii noroiești, da? ceva de genul ăsta, nu cred eu că e o să mergem să, știi, să vorbim cu președintele nu știu cărei planete. Practic, atreizăm un, un herăstrău, știi, undeva, pe când nu contează, pe un munte, vreau să vă cum e acolo, dacă vreau să iau legătura cu oamenii aceia. Te duci unde sunt cei mai mulți oameni, nu te duci unde e doar un singur om, ia iurea, sau unde sunt oameni cu arme, Unde nu te duci la la bazele aeriene americanește. te duci, uite, te duci la călăraș, știi? Aterizezi la călăraș, nu-ți face nimeni nimic, că n-au cum, știi? Cam așa ar fi extrația, Fie sunt foarte avansați, ne pot observa fără să ne dăm seama, cum facem noi cu furnicile, fie nu pot pleca. Sunt două, eu cred că astea sunt cele două variante. În mijloc nu prea merge că nu merită. Ori extraterestrii ăștia săracii, Sigur, vor fi diferiți de noi, chiar dacă vor avea cap, pentru că și aici e o discuție: au extraterestri cap, au ochi, au urechi, ar trebui să aibă dacă evoluția funcționează și acolo. Da? Au mâini, probabil, au picioare, câte ori avea nu contează asta, tot omie. Și vor fi destul de dezvoltați. Ne pot observa de pe lună, ne pot observa de pe steaua lor, eventual. Nu trebuie să vină aici să. Presupunând că ar fi o civilizație superioară, bănuiesc că ar putea să ne pre perceapă cel puțin pe noi oamenii ca fiind totuși niște ființe spirituale. Cum adică spirituale? Adică semnă... cumva diferite de, de pisică. A, nu, dacă aici, dacă ar fi, un extra, ar fi să spunem, ar sta peste lor, s-au uitat prin telescop. Și dacă rezoluția telescopului nu e destul de bună, știți ce o să creadă ei? Că suntem mașini, o să creadă că suntem. O să vadă niște pătrățele așa, dreptunghiuri dar stau și se mișcă, așa, înainte și înapoi. Și Dar tu vorbești ei... în punctul păi nu. de vedere al tehnologiei noastre, cumva? sau... Păi, dacă se uită acum la noi, eu nu pot să știu ce o să fie peste un milion de ani. Eu zic, dacă s-au mm. uitat cu și la noi prin telescop, ar crede că noi este mașini, de fapt. Adică, mașinile pe care le conducem noi, ei cred că ar fi viața, pentru că sunt foarte multe. Știi, dacă nu ai rezoluția să vezi că de mașină iese un om. Deci, uite ce viața acolo. Are o formă anume, se oprește, stă, merge în, în linii drepte. Da, light pollution foarte mult. Nu stau pe trotuar, știi? Sau mă rog, stau pe trotuar aici. aici. Iar că suntem, de fapt, au autovehicule. Dar trebuie o rezoluție, bună să vezi și omul care, care e acolo. Am înțeles, deci, la nivel oficial, hai să zicem, la nivelul ăsta academic, este foarte limpede povestea că Area 51, de pildă, este un baz pentru a dormi copiii. Nu, dar nu există ceva oficial în știință cu privire la Aria 51. Nu există, nimeni nu se preocupă de așa ceva un termen care este în media, în filme, în nu știu ce și au dat și ei numele unei baze aeriene. Atât nimeni nu se preocupă de treaba asta pentru că nu avem de ce. Eu mi-aduc aminte că fostul papă, penultimul papă pe care l-am avut și care a abdicat... Pe care l-au avut, știi? Pe care l-au avut, Așa. da. A ajuns a ajuns. cum, mă rog, se alege papa, primul lucru pe care îl face ca și la noi președintele se să duce într-o vizită oficială în Statele Unite și a... a a vizitat cred și Pentagonul parcă așa știu și parcă așa mi-aduc aminte și a, a declarat pe urmă a fost, mă rog, n-a fost o declarație a lui ci a fost un soi de comunicat oficial al Vaticanului care a spus că probabil am ajuns în momentul în care ar trebui religia noastră să, să cunoască mici modificări și să recunoaștem că am putea beneficia și de așa zisă viață extraterestră Ceea ce, ba, pentru, pentru mine, muritorul de rând, un comunicat oficial de la Vatican a fost cumva o surpriză. Băi, ce-o fi asta, de fapt. No, nu, nu cred. În primul rând, religia trebuie să-și modifice datele cu privire la teoria evoluției, să o accepte, în primul rând, pe aceasta, că se întâmplă sub ochii lor de atâta timp și după aia să ajungem la exateriști. Extraterestrii nu pot apărea decât tot prin evoluție. Deci trebuie să accepte baza ca să ajungă mai departe. Cred că a fost ceva de PR atât tot, de imagine, dar nu știu de ce ne preocupă atâta pe noi viața extraterestră. Este foarte greu de găsit. Mai este și un subiect Singura șansă este să da. ne găsească ei pe noi, atâta. Noi nu avem cum să-i găsim pe ei. Și când o să vină extraterestrii, o să vedem toți deodată. Nu o să stăm să scotocim prin nu știu ce folder, nu știu ce calculator care a fost scos din priză sau nu e conectat la internet. Asta e mai prea complicat. Nu, nu. O să vină și o să ne găsească ei pe noi. Dacă vor. Dacă nu, problema lor. Oricum, una din doințele mele este să aflu sigur că există și Nu știu dacă o să apuc. Știi? Sper să, să fie eu. E ceva interesant să știi că există viață inteligentă și în altă parte.